Creatoarea de modă Lorena Sârbu și-a prezentat colecția de rochii toamnă-iarnă 2012 la New York Fashion Week, prezență care o înscrie pe designera originală din România în circuitul mondial al modei. Prima dată sunt la Lincoln Center, este primul meu sezon aici și sunt așa de emoționată. Azi dimineață când am văzut numele Lincoln Center, nici nu mi-a venit să cred. Este un vis care a devenit realitate de când a fost copil. Originală din Timișoara, Lorena Sârbu a părăsit România la sfârșitul anilor 90 și a studiat designul vestimentar la Chicago și Los Angeles. A intrat în industria modei deschizându-și un magazin de modă, iar ulterior a început să creeze și promoveze propria linie. Ascensiunea sa a început odată cu achiziționarea primei sale linii de rochii de către magazinul Bergdorf Goodman. În anul 2010 și-a deschis propriul showroom la New York, având în același timp o prezență la Los Angeles, iar rochiile sale au ajuns să fie căutate de vedete și personalități din lumea mondenă americană. Prezența pe red carpet este foarte, foarte importantă pentru că este, deci visul devine realitate când vezi aceste vedete care îți poartă rochile, bineînțeles. Cred că prin multă, multă muncă și dedicație și pasiune sunt determinată să practic am un dar și fără munca asta nu aș fi eu însumi. Deci de aceea cred că din pasiunea mea și multă, multă muncă am avut și noroc mult, cred, și press release-ul, oamenii care se ocupă de presul meu sunt foarte cu multe conexii și foarte buni în industrie, mă respectă mult și ei se ocupă și de placement. Despre cea mai nouă colecție de 25 de rochi prezentată duminică la New York, ea a spus că este o continuare a stilului care a consacrat-o. Este o colecție de toamnă și este foarte reprezentativă stilului meu, dar cred că a evoluat mult din primul sezon. Este vorba despre tendințe 80s, Madonna, foarte glamorous, foarte sexy, dar cu sunt foarte feminine rochile mele și sunt foarte moderne pentru femeia care este femeia de carieră, dar dorește să fie observată. Creatoarea de modă a declarat că dorește să se extindă și în alte domenii ale modei și să-și manifeste prezența și în România. Nu sunt așa de cunoscută în România, aveți dreptate. Cred că asta este următorul step, următorul pas pentru mine pe lista mea de goluri personale. Ca să fiu recunoscută și în București, să fac și acolo presă, am vrut am fost determinată să ajung aici pe piața din New York și după aceea să mă extind și în România. Am avut foarte multe magazine internaționale din toată lumea, suntem în Dubai, suntem în Londra, suntem în Roma, suntem în Rusia, suntem peste tot în lume, în Europa, în Middle East și am multe celebrități care poartă rochile pe red carpet. Prezentarea s-a bucurat de o primire entuziastă din partea publicului și a presei de specialitate. Well, this is the first collection that we have the chance to see, but we are impressed. This is one of those collections that make you feel like you want to be a star just to wear one of those dresses. Colecția este fantastică, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am fost foarte impresionată de toate rochile care Lorena le-a expus astăzi. Because her collection is like luxury and it's so elegant and her style is really nice and I like that couture, you know, that she is selling, so I think she's amazing. She did a really good job and I just have to say congratulations to her. I'm impressed.